Salut, sunt Robert și vreau în filmul ăsta să vă explic încă o chestie legată de scandalul ăsta cu Djokovic și Australian Open. E o altă chestie care mi-a atras atenția și care, din păcate, e nasoală, zic eu. Dar o să vă las pe voi să judecați și să-mi spuneți și părerea voastră în comentarii. N-am văzut niciun interviu pe care Djokovic l-a dat în mod direct, adică nu taică-su, nu maică-sa, nu avocatul, nu nimeni altcineva, ci el, pe care să-l dea vreunei publicații, televiziuni, de când a izbucnit scandalul ăsta. Și întrebarea e de ce? Pentru că, din ce știu eu și din ce ne-au învățat pe noi jurnaliștii ăștia până acum, jurnalismul ăsta se face luând informațiile direct de la sursă. Adică e bine să asculți o parte și să vezi ce publică partea aia, gen guvernul australian și presa și toate celelalte, dar e bine să asculți și partea cealaltă și să te duci să iei informațiile direct de la sursă, adică de la el. Și păi și Djokovic e dita mai campionul, e dita mai personalitatea, e dita mai VIP-ul, e dita mai personalitatea publică. Iar jurnaliștii nu se îngrămădesc să iei interviu. Și o să ziceți, bă, dar n-are cum să intre acolo. Băi, frate, mă lași. Păi tu, dita mai jurnalistul de la New York Post, de la Washington Post, de la BBC, de la ce vreți voi, nu ai tu cum să intri acolo, să iei un... Băi, luau pe balcon. Adică ieșea Djokovic pe balcon, aia jurnaliștii puneau întrebări și el dădea răspunsurile pe balcon. E foarte ciudată chestia asta, că lui Djokovic nu s-a îngrămădit niciun jurnalist de sport, niciun jurnalist de cancan, niciun jurnalist de presă mare să se ducă să ia interviu în legătură cu ce se întâmplă la Australian Open și care este părerea lui personală legată de scandalul ăla și ce s-a întâmplat. Da? V-am spus într-un interviu, într-un film anterior, că e implicată o companie britanico-australiană, Rio Tinto, acolo, și cu implicații politice mari. De ce nu îi se ia interviu de către niciun jurnalist? Păi marile publicații sunt britanice și americane. Și pe direcția asta, pe canalul ăsta ne vin nouă informațiile și pe canalul ăsta se iau interviurile. Mai țineți minte scandalul de acum 3 sau 4 luni cu Australia, care a semnat un contract de submarine cu SUA în detrimentul Franței? Să fi cerut acum australienii un favor unchiului Sam? Britanicilor n-avea de ce să le ceară, n-aveau de ce să le ceară un favor, pentru că firma aia este britanico-australiană, Rio Tinto, de care vă spuneam, și probabil că ăsta este și motivul pentru care nu îi se iau interviul lui Djokovic. Ăsta este motivul pentru care nu se dorește ca Djokovic să-și pună părerea în mod direct în scandalul ăsta. Pentru că jurnaliștii ăia, dacă ar fi vrut să facă asta, dar nu vor să o facă, și aici este marele semn de întrebare, de ce nu vor să o facă, de ce nu iau un interviu unui om care ar fi atras și care atrăgea presa în mod constant și să află părerea lui, proprie și personală. E foarte ciudată treaba asta și pe mine mă duce cu gândul că așa s-au primit ordine. Și că niciun jurnalist din presa asta liberă, mondială, nu mai mișcă fără să primească ordine. Cam despre asta vreau să vă spun în filmulețul ăsta. Gândește și analizează, că e interesantă toată poziția asta a presei referitoare la scandalul ăsta cu Djokovic. Da? Mulțumesc, cam atât. Dă click pe subscribe și pe clopoțel să te anunț eu tot cum mai pun filmulețe pe aici. Mulțumesc, la revedere!